În 2015, în cadrul competițiilor Concurs Coral European și Grand Prix of Nation, desfășurate la Magdeburg, în Germania, corala obține medalia de aur la secțiunea coruri de cameră. În 2017, corala a participat încă o dată la Concursul Internațional Coral Mondial, ce s-a desfășurat de data aceasta la Sochi, în Rusia, unde iarăși a fost apreciată de către jurul format din muzicologi de clasă din toate părțile lumii, obținând din nou medalia de aur la toate secțiunile la care a participat. De asemenea, Corala Armonia a fost invitată și a susținut concerte la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, Patriarhia Ortodoxă din Ierusalim, Academia de Muzică și Dans din Ierusalim, la Casa de Cultură din Tel Aviv, Academia de Muzică și Dans din Ierusalim, Casa de Cultură din Tel Aviv, Ambasada Română din Israel, Institutul Cultural Român din Tel Aviv, iar an de an de Sfintele Paști și sărbătorile nașterii Domnului, corala este invitată în Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae din orașul Castellón, Spania, la mormântul Sfântului Nicolae din orașul Bari, Italia. În urma colaborării cu Institutul Cultural Român, a susținut concerte în cele mai mari orașe ale Europei, Dublin, Londra, Strasburg, Nuremberg, Lisabona, Barcelona, Paris, Roma, în perioada anilor 2006-2011. În prezent, Corala Armonia este compusă din 25 de membri, clerici, studenți și masteranți ai Facultăților de Teologie și Arte ale Universității Ovidius. Repertoriul acesta este foarte diversificat, fiind compus din piese religioase polifonice și monodice, psaltice, adică folclor românesc, colinde tradiționale românești și străine, cât și piese din repertoriul clasic universal. Corala și-a pus de asemenea în valoare personalitatea muzicală, imprimând mai multe compact discuri și DVD-uri. Doamnelor și domnilor, Corala Armonia, dirijată de către arhidiaconul, lector universitar doctor Ion Iulian Dumitru. Ding dong, 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 ding
Thank you.
Thank you.
Tată, casa ai lumină, ziure de ziua. Lată Domnului masa plină, hey, Dumnezeu.
Thank you.
Thank you.
întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată, nu-i făclie ce se stinge, nu-i coară ce se frânge, ci el însuși trup și sânge, eruier, răstimbat pentru vădură, pentru o scumpă picătură, dulcea cu binecătură, eruier, o lipa cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit, o voltare.
Let us.
Colin Denziano, asta minunată le rivele. Dar li curați și li socchi în lacrimi le rivele. Prea degeaba sânge, prea degeaba patii le rivele. Gazdelor creștini, să-i primiți în casă, le și cum se cuvine, să-i poftiți la masă, le rilăm. Mi-i trimite Sfântul să ne cerce mila, le rilăm. Domnii mari de astăzi, să vă deschideți vila, le rilăm. Nu știu să colinde, le rilăm. Dacă stau la poartă și nu zic nimica, le rilăm. Domnii mari de astăzi, să apuce frica, le rilăm. Mutrii întrebare, ce răsul afară, le rilăm. Și vom uita și-a grădină.
Stele sfinte aurite, din cer parcă sunt venite, în suflet și în viața voastră, o iure să-mi plinească. Ce bucurie ar fi, doar în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai cum poate am fi, ce bucurie ar fi. Daruri multe să primim, dar și noi vă dăruim, mult beșuc și spore în case, sărbători cât mai frumoase. Iar colindele Crăciun să răsune ca acum, zi de zi în viața noastră, a minune să împlinească. Doamne, fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Doar fiecare zi Crăciunul ar veni, mai mult poate am fi. Doar fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Doar fiecare zi Crăciunul ar veni, mai mult poate am fi. Oh!
stogoniți tot văzduhul întunecă, dar din norii răstoriți roiuri albe alunecă, și căzând pentru împrinsat, Dumnezeu mai știe, pretutindeni s-au lăsat, cotropind în bine, le râi, Doamne, 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 le
Thank you.
se cuvine întotdeauna după un astfel de moment, pe care să știți că și noi îl trăim foarte intens de fiecare dată, se cuvine să aducem mulțumiri. După porunca Sfântului Apostol Pavel, întotdeauna fiți mulțumitori. Nu știu care sunt gândurile dumneavoastră de aici, din sală. Probabil ați spune ce ne-am face de Crăciun fără colindători și fără colinde. Să știți că de pe scenă răsună un alt gând. Ce ne-am face dacă nu ar avea cine să ne deschidă porțile pentru a răsuna colindele noastre? De aceea, porțile cetății Pașcanului astăzi s-au deschis datorită inimilor unor oameni. Și merită întotdeauna amintiți, pentru că și noi suntem mulțumitori față de aceste persoane și de multe ori ne rugăm, ca și la anul, și de fiecare dată să găsim porțile Pașcanului deschise. E vorba de primăria municipiului Pașcan și aici, în primul rând, amintim de domnul viceprimar Cristian Rățoi, de doamna director Carlisa Rivaliera, de părintele protopop Pavel Postolache și de părintele Iulian Ciurlică, prietenul. Recunosc că a fost o surpriză, n-am știut că și părintele are de spus mulțumiri. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în seara asta și aș dori, în primul rând, să mulțumesc membrilor coralei Bărbătești Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului. Le mulțumim pentru seara frumoasă pe care ne-au oferit-o. Le mulțumim că, datorită lor, am intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Au fost primii colindători la Pașcani. Sigur vor urma și alții. Și sigur, cred că sigur îi vom mai vedea la Pașcani pe membrii Coralei Armonia. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră că ați fost prezenți aici în sală alături de noi. Vă doresc o seară plăcută în continuare și pentru că spuneam, încep sărbătorile de iarnă. Vă doresc să aveți sărbători cu liniște, pace și să fiți alături de cei dragi. O seară plăcută pentru toți.